Negocierile în problema transnistreană, promovarea măsurilor de încredere între cele două maluri ale Nistrului, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, asigurarea libertății circulației, situația din zona de securitate, activitatea grupurilor de lucru sectoriale. Sunt doar câteva dintre subiectele abordate de viceprim-ministrul Victor Osipov la o întrevedere avută cu o delegație din Regatul Țărilor de Jos. Osipov a subliniat că pentru a putea identifica soluțiile la problemele cu care se confruntă populația ambelor maluri ale Nistrului, este necesară activizarea dialogului cu Tiraspolul prin toate canalele existente și la toate nivelele. La finalul întrevederii, vicepremierul moldovean a mulțumit oaspeților olandezi pentru interesul manifestat față de problematica transnistreană și suportul pe care Regatul Țărilor de Jos îl acordă procesului de modernizare și europenizare a Republicii Moldova.